Deputatul Ioan Cindrea este convins că la adresa sa se duce o campanie de intoxicare și denigrare. Această afirmație vine în urma apariției în presa unor informații cum că politicianul se află în conflict de interese. Agenția Națională de Integritate spune că Cindrea a încălcat legea atunci când și-a angajat soția la biroul parlamentar. Consider că nu am încălcat nicio lege din România, că nu sunt în conflict de interese și că informațiile care apar public încalcă grav principiul constituțional al prezumției de nevinovăție. Acesta este un pasaj din comunicatul de presă emis de Ioan Cindrea. Agenția Națională de Integritate este însă de altă părere. Subtitlul comunicat privind constatarea încălcării regimului juridic privind conflictul de interese, Agenția Națională de Integritate anunță că a fost sesizat parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la posibila săvârșire de către domnul Cindrea a infracțiunii de conflict de interese prevăzută și pedepsită de articolul 253 din Codul Penal al României. În același comunicat, ANI arată că în perioada 5 octombrie 2009-1 februarie 2011, Amalia Cindrea a încasat aproximativ 8.138 de euro în urma contractului încheiat cu biroul parlamentar al soțului.